Bună seara, felicitări pentru această calificare. Până la urmă contează și numărul de goluri marcate, nu? Că spuneați și înainte la conferință că vă doriți o victorie la scor și ar fi chiar necesară. Important e să capete încredere în ei și să marcheze cât, nu știu, ocaziile pe care și le-au creat, să le marcheze. E bine că am câștigat la un scor. Știu, ar fi și aspecte negative pe care le-ați observat? M-aș referi la primele 30 de minute în care nu ați reușit să înscrieți. Tot timpul, în fiecare joc, există și aspecte negative și aspecte pozitive. Dar pe ansamblu am fost în regulă. Am început mai greu jocul, dar după care ne-am intrat într-un ritm bun și am reușit să punem presiune pe adversar și să înscriem. Multă lume se aștepta să mai schimbați din jucători, să-i mai odihniți. Ați tratat în mod serios acest meci, chiar dacă era contra unei echipe de Liga 3-a. Da, nu știu, fiecare meci trebuie tratat serios, nu știu. Avem atâția jucători, iar când vom apela la ei, cred că trebuie să fie gata să câștige indiferent de meciul pe care îl joacă. Astăzi am apelat la jucătorii pe care i-am trimis astăzi în teren și s-au comportat bine și au făcut un meci bun. Un aspect pozitiv ar fi faptul că Mamut și Ofosu au reușit să marcheze în sfârșit? Sunt jucători de atac, e normal să marcheze. La fel de important este și portarul când a primit gol. La fel de important este și apărătorul că și-a câștigat duelurile. Ei sunt în linia de atac și probabil se fac remarcați prin golurile pe care le marchează, dar cu siguranță și cei care duc greu în apărare sunt la fel de importanți ca și cei care marchează. Poate pe Mamut era și o presiune suplimentară, ținând cont că a venit aici să-l înlocuiască pe Colici. Pentru orice vârf, când nu înscrie, este o presiune suplimentară, dar sper să nu, eu știu, indiferent de atacantul care va veni la Craiova, sper să nu-și pună o presiune în plus pentru a marca. Ci să încerce să joace, golul va veni. Așteptați aceleași evoluții și în campionat de la el? Aștept de la fiecare jucător să dea maxim ce poate la ora jocului. Și sper să, din tot sufletul, cei care intră să dea maxim și să reușească mult. Pentru dumneavoastră, cum a fost această perioadă în care s-a tot discutat că veți fi înlocuit pentru a treia oară? Cum ați reușit să o depășiți? Eu știu ce am de făcut și atât. Mă concentrez doar pe ceea ce am de făcut. Pentru că s-a discutat până în ultimul moment că va veni Mirel Rădoi aici la Craiova, însă Rădoi a negat, a clarificat în sfârșit lucrurile. Și mie. Nu am nicio idee. Dacă dumneavoastră știți, n-are să mai întrebați pentru că le știți. Dar ați vorbit cu patronul? Eu mai vorbesc cu el, da, din când în când. Și ce v-a spus, ce v-a comunicat? Să stați liniștit în ciuda zvonurilor apărute? Ce vorbesc cu persoanele, e un lucru privat, nu să spun ce vorbesc eu cu persoanele în viața mea privată. Totuși, poate și fanii dumneavoastră, fanii echipei, vor să știe până la urmă dacă continuați sau nu. O să aflați cu siguranță. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!